S-au mobilizat ca niciodată. Zeci de locuitori din nordul țării au improvizat o cantină socială la Costești, unde gătesc zilnic câte 300 de litri de supă pe care o împart refugiaților din Ucraina. Produsele alimentare ajung în special la cei care stau ore în șir la vama Costești-Stânca, tranzitând Republica Moldova pentru a ajunge în România. Bucatele sunt preparate din produsele aduse de oamenii cu suflet mare, chiar în cantina improvizată, amplasată la câțiva metri distanță de punctul vamal Costești-Stânca. De duminică nu am mai plecat, stăm non-stop aici, pregătim mâncare caldă, pentru că oamenii au avut nevoie de mâncare caldă, de supă, în preponderent supă, pentru că sunt de multe zile pe drum. Ne-am organizat, am adus ceaunii mari, cazane mari. Potrivit voluntarilor, refugiații care trec punctul vamal la Costești sunt surmenați din cauza zecilor de ore petrecute în drum. Mulți dintre ei nu au mâncat zile întregi mâncare caldă, așa că ajutorul pe care îl primesc le dă forțe să meargă mai departe. Până în prezent am reușit să cazăm, să ajutăm câteva familii, în special mame cu copii. Intenționează astăzi după amiază să merg la cumpărături și să putem să aducem și să aduc un grup de voluntari pentru noapte, pentru că nevoile sunt în special noapte aici, nevoie de hrană caldă. Este vorba despre alimente, apă, iaurt, brânzică, suc, o să vedem în dependență de posibilitățile noastre financiare. Am o listă aici de medicamente, pături, ciorapi, plapume, lenjerii de pat și paste de dinți. Ucrainenii spun că sunt uimiți de cât de multă susținere și ajutor primesc pe teritoriul Republicii Moldova. Văd vașa pe dirșcă, a nădirjet Ucraina. Спасибо. Очень вкусно, очень тепло, приятно. Это словами объяснить тяжело. Спасибо большое. Спасибо большое за все. Мы очень благодарны. Надеюсь, что будет все нормально. Спасибо. Спасибо большое за помощь, за обогрев, за чай, за еду. Все очень хорошо. Мы довольны вашей помощью, очень благодарны. Мы безумно благодарны за такую помощь, потому что в нашей стране на данный момент уже даже заканчивается еда. Мы говорим спасибо большое, что в странах, в которые мы проезжаем, нас встречают, кормят, поют и даже приютят бесплатно. Мы едем из Житомирской области. У нас там сложная сейчас ситуация, как вы знаете. И вывозим детей, потому что мужчины не выездные, они в Украине, защищают Украину. Спасибо большое. Просто такая поддержка, она дает силы. Я думаю, что правда победит. În ultimele 24 de ore, frontiera Republicii Moldova a fost traversată de 9541 de ucraineni.